Începând cu acest an școlar, grădinița cu program prelungit Lăpușel dispune de noi dotări. Cei mici se pot bucura de un loc de joacă proaspăt amenajat de autoritățile locale. În plus, au fost făcute investiții și în ceea ce privește siguranța celor mici, prin refacerea gardului din jurul unității de învățământ. Am reușit în această toamnă, cel puțin aici la Lăpușel, să realizăm împrejmuirea, să dăm o pată de culoare acestei împrejmuiri. După cum se poate observa, este ceva modern, plăcut ochiului. Am reușit să facem spațiul de joacă care este atât de necesar pentru copii. Vreau să asigur pe această cale pe toți părinții că își pot aduce în bune condiții de siguranță și de educație în Comuna Recea, deoarece cadrele didactice, directorul școlii și tot personalul pe care îl avem este pregătit și de foarte bună calitate. Proaspăt reîntorși la grădiniță, copilașii sunt nerăbdători să inaugureze locul de joacă când vremea va permite acest lucru. Angajații instituției speră ca noile dotări să încurajeze părinții să-și aducă copiii aici, unde vor avea parte de un mediu cald și plăcut pentru a explora și a se dezvolta. Copiii sunt cei mai încântați și abia așteaptă vremea frumoasă să-i putem scoate afară și noi la fel suntem bucuroși că le putem oferi un mediu frumos, curat, modern, în care să se joace și să exploreze. Sperăm ca spațiul acesta amenajat să le ofere încredere și viitorilor părinți să vină cu brațele deschise spre grădinița noastră. Pe lângă investițiile în grădiniță, autoritățile locale sunt aproape de a finaliza și un spațiu dedicat programului After School, care este gata în proporție de 95% și va fi inaugurat curând. Aici elevii din comună vor putea să se pregătească într-un cadru organizat după finalul orelor de curs.